Am vorbit și cu doctorul Adrian Dinescu, medicul stomatolog, colaborator al clinicii Teddy Care, medicul care s-a ocupat de caz și a declarat pentru libertatea următoarele. A fost o procedură standard, o tehnică desfolosită, am peste 400 de cazuri rezolvate. N-am mai trecut prin așa ceva până acum, spunea doctorul Adrian Dinescu. A fost o sedare obișnuită, adaptată ca dozaj kilogramelor copilului. A fost resuscitat de mine, a fost chemat în paralel ambulanța, a fost stabilizat, resuscitat cu succes. Nu știam, spune doctorul Adrian Dinescu, să mai fi avut și alte afecțiuni copilul. M-am încadrat în parametrii de control. Este declarația medicului stomatolog Adrian Dinescu pentru jurnaliștii Libertatea. Iar în direct cu noi este doamna Cristina Argintaru, reprezentant clinica stomatologică Teddy Care din Pitești. Bună ziua, doamna Argintaru! Bună ziua! Care sunt informațiile? Noi am vorbit și cu medicul stomatolog. Ce ne puteți spune din partea clinicii? Sigur, ce vă putem spune noi la momentul acesta este că la noi în clinică, pentru prima oară, copilul a venit pe 18 ianuarie pentru o consultație de specialitate, în urma căreia s-a constatat că avea nevoie de obturații cu tratamente de canal, dar și obturații simple. Deși s-a dovedit necooperant la momentul respectiv, li s-a recomandat părinților să încerce tratarea clasică a acestuia, chiar dacă exista posibilitatea ca tratamentele să dureze mai mult și ca rezultatele să se lase așteptate. S-a optat totuși pentru analgosedare de către părinți, deoarece știam de existența acestei opțiuni de la fratele mai mare al acestuia, căruia îi se efectuase anterior tratamente dentare sub analgosedare. Ținem să menționăm că tratamentele stomatologice sub analgosedare sunt recomandate în cazul pacienților foarte anxioși, care nu cooperează cu medicul dentist și a căror stare de sănătate are de suferit din acest motiv. Ambii frățiori erau foarte anxioși, de aceea s-a și luat această decizie până la urmă. Copilul a ajuns în clinică ieri, pe 10 februarie, în jurul orei 15. A intrat la tratamente, cum spuneam, în jurul orei 15:15, moment în care i s-a administrat intravenos anestezicul de către medicul nostru colaborator, domnul cu care ați vorbit și dumneavoastră și v-a explicat procedura pe care a urmat-o. După maxim 45 de minute de la începerea intervenției, medicul anestezic specialist a început resuscitarea copilului, după ce atât el cât și medicul stomatolog și asistenta au observat că starea copilului se modificase. Medicul anestezist a constatat, cum a și spus, că saturația de oxigen scăzuse, asociată cu bradicardie severă și a început protocolul de resuscitare. Iar ca măsură suplimentară a fost chemată o ambulanță, echipajul a decis transportarea copilului la spital pentru monitorizare și investigații suplimentare. Atât în acest moment despre evenimentele care au avut loc ieri. Dacă ne mai auziți, doamna Argintaru, refaci. Vă rog, acum vă auzim foarte bine. Vă ascultăm. Nu știu exact unde m-ați cei de la Ministerul Sănătății spun că clinica dumneavoastră Teddy Care nu ar avea autorizație pentru anestezii. Noi avem o autorizație, o am chiar lângă mine în acest moment. Ce prevede documentul? O secundă, dacă o am în față în acest moment. Spuneți că este autorizată clinica Teddy Care de Ministerul Sănătății pentru realizarea acestui tip de tratament. Da, avem o autorizație pentru activitate cu preparate stupefiante și psihotrope în scopuri medicale. Și înțelegem că puteți face lucrul acesta undeva din anul 2018. Da. Ați mai avut până acum astfel de probleme, doamna Argintaru? Nu, niciodată nu am avut niciun fel de probleme. Cum v-a și spus de altfel medicul anestezist, nu au existat astfel de incidente în clinica noastră. Ce urmează? Este o anchetă internă în derulare? Sigur că da. Vă dați seama că și noi ne dorim la fel de mult ca toată lumea să înțelegem exact ce s-a întâmplat. Cel mai important în momentul de față este pentru noi starea copilului. Ne dorim din tot sufletul ca el să evolueze bine și
să iasă de sub, din acest moment atât de greu și, drept urmare, noi să ne putem continua ancheta internă și să vedem între timp ce s-a petrecut. Până acum în clinică au mai avut loc tratamente prin analgosedare, pentru că asta spun reprezentanții Ministerului Sănătății, că nu ați fi autorizați pentru anestezii. Spuneți că au mai avut loc tratamente cu analgosedare. Da, sigur că da. Au mai fost tratamente realizate sub analgosedare, realizate chiar de același medic anestezist cu care noi am colaborat încă de la bun început, de când am început toate tratamentele de genul acesta în clinică. Nu am avut niciodată niciun fel de incidente. Toate autorizațiile noastre sunt la zi. Este o situație în care nu ne-am mai pregătit până în acest moment și pe care încercăm și noi să o rezolvăm în așa fel încât să înțelegem în primul rând ce nu a mers, ce s-a întâmplat.